Dolly în lumea muzicii. După ce Sixto Diaz Rodriguez, cântărețul american care a devenit celebru la nivel internațional cu ajutorul documentarului În căutarea omului de zahăr, s-a stins din viață, Rodriguez a murit la onorabila vârstă de 81 de ani pentru că se afla într-o stare de sănătate precară. Fiica sa, Regan, a făcut cumplitul anunț. Sixto Diaz Rodriguez s-a născut pe 10 iulie 1942 în Detroit, Michigan, Statele Unite ale Americii. El a fost un cântăreț, compozitor și chitarist american de origine mexicană. La începutul carierei sale, Sixto Diaz Rodriguez nu a avut succes în SUA, însă a câștigat simpatia a milioane de oameni din Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă. Fără să știe, muzica sa a avut un succes real și o influență mare în Africa de Sud, unde ar fi vândut mai multe discuri decât Elvis Presley. Rodriguez este cunoscut pentru muzica sa influentă în anii 1960-1970, dar a fost relativ necunoscut în Statele Unite. Cu toate acestea, muzica sa a devenit surprinzător de populară în Africa de Sud și în alte părți ale lumii, devenind un simbol al luptei împotriva apartheidului. Cariera sa muzicală a fost redescoperită în anii 1990, când un documentar numit În căutarea omului de zahăr a detaliat căutarea fanilor săi din Africa de Sud pentru a afla ce s-a întâmplat cu artistul lor preferat. Rodriguez a devenit ulterior subiectul unui interes internațional, iar muzica sa a fost reeditată și a avut parte de o recunoaștere mult mai largă.